Povestea este mai veche și începe cu un dialog pe care l-am avut cu părintele Teodor Lazar, care a fost printre primii preoți care au recunoscut diferența între credință și religie. Pentru că trebuie să realizăm acest lucru. Religia este religie, iar credința în divinitate este cu totul altceva. Dovadă că aceste religii care se aseamănă între ele, cum bine spune dânsul, și cu Orientul acesta apropiat, pentru că de acolo, de fapt, pleacă și Biblia, pleacă și Coranul, pleacă și Talmudul, dar i-aș spune domnului Lazar că se aseamănă izbitor de mult cu confucianismul. Confucianismul, dacă Biblia a adus, așa cum se spune prin Iisus Hristos, iubirea, atunci confucianismul, de exemplu, a adus armonia și benevolența, adică bunăvoința noastră de a trăi în armonie. Și ce este mai frumos decât a trăi în armonie? De fapt, toate religiile astea, dacă suntem atenți la ele și nu vrem să le bagiocorim, așa cum se întâmplă, nu o să găsiți nici în Coran, și vă invit să-l citiți și după aceea să-l blasfemiem, sau în Talmud, sau în confucianism, sau în hinduism, nu o să găsim nicăieri agresivitatea, așa cum se manifestă ea la nivel planetar, la ora când vorbim. Acum, sigur, dânsul, așa cum s-a spus aici, este un preot totalmente atipic, și cartea aceasta nu vreau să spun altceva decât o să aducă bucurie pentru dumneavoastră și mai puțină bucurie pentru cei mai de sus puțin, care se vor simți din când în când lezați de cuvântul și de scrierea pe care, dar de fapt cu care sunt obișnuiți deja, pentru că în predicile domniei sale mai scapă câte un cuvânt. Noi trebuie să fim așa de inteligenți și să interpretăm această Biblie care stă la baza creștinismului la secolul și la mileniul în care trăim. Nu putem să rămânem dogmatici la anul, la secolul 4, 5, 6, când era o situație, lumea analfabetă în marea majoritate a cadrului, și atunci traducerea, însăși traducerea Bibliei până în ziua de astăzi a suferit foarte multe transformări ca să poată fi adusă astăzi, de la 1600 și ceva când a fost prima traducere până la traducerea, iată, a lui Bartolomeu, care este și explicitată. Să o înțelegem, să o interpretăm, multe cuvinte din greacă sau din ebraică traduse fals de unii traducători, și problema aceea de care vorbește dânsul, crede și nu cerceta, care este o inerție, este o prostie să crezi a priori și să nu cercetezi. De ce să nu cercetezi? De ce să nu întrebi? Omul este o ființă care vrea tot timpul să știe de ce și să poată să răspundă, așa cum încearcă dânsul să sugereze și chiar sugerează, să putem să răspundem la întrebarea de ce. Mă opresc aici spunând, nu mai am vrut să vorbesc mai multe, n-am știut care este atmosfera și unde ne desfășurăm, despre cuvântul iubire. Are un capitol mic despre iubire. Dragii mei, cuvântul ăsta, iubire, este extrem, extrem de prețios și uzităm de el fără să ne dăm seama. Eu vă spun așa, am și eu două cărți, la una dintre ele a vorbit dânsul și a fost aplaudat. Iubirea
nu putem vorbi de iubire pentru aproapele nostru, pentru fratele nostru, dacă nu mă iubesc pe mine și nu mă respect pe mine. Cum să te iubesc pe dumneata dacă eu nu mă iubesc pe mine și nu mă respect pe mine? De aici pleacă, de la a mă respecta și a mă iubi, a nu fi narcisist, să vă văd oameni care pricepeți ce vreau să vă spun, nu narcisismul, ci respectul față de mine ca să te pot respecta pe dumneata, fratele meu. Despre asta ar și foarte multe lucruri. Este o carte care ar trebui predată la școală. Cam asta, mă opresc aici că mi-a spus să vorbesc foarte puțin.